Lungăsima astfel spectatori, suntem la ordinea de zi. Ca de obicei, o zi foarte plină, poate și datorită faptului că avem uh, uh, avem uh, o condamnare a unui fost ziarist, o condamnare mare, 5 ani și 6 luni de închisoare pe un dosar de șantaj. Uh, deci o condamnare definitivă făcută de Curtea de Apel București. Dan Diaconescu, părintele OTV-ului și cel care încă mai căuta pe Elodia, a fost unii dintre ziarici, dacă citim din, dintre ziariști Trustului Intact, printre care Mircea Badea, a fost executat de șantajare, pentru șantajarea lui Ion Moț, fost primar al Comunii Arădere Zărand, precum și a omului de afaceri Paul Petru Țârdea. Deja el a ajuns la închisoare cu spectacolul cu venit, a arătat cătușele, e o mod acum, știți că și în audre a făcut la fel, însă vreau să vă spun că sunt mulți ziariști din media care ia apărarea lui Dandia Conescu pe ideea și cum să vă zic trebuie discutate cel puțin pentru că de asta suntem și presă și teoretic liberă în sensul că nu se prea susține acel șantaj deci probele sunt extrem de sunt niște telefoane dar nu avem decât faptul că l-ai sunat pe de mai multe ori sunt alte lucruri de lipsesc pentru o probațiune. Și mai sunt, bineînțeles, acele declarații pe care le puteau face sau nu le puteau face. Deci, de asta vă spun că sunt ziariști cu greutate în presa românească care spun, domne, mh, ridic un semn de întrebare. Oricum, nu se mai pune problema, e o sentință definitivă. Dan Diaconescu va rămâne pentru o perioadă, nu știu dacă face neapărat 5 ani și jumătate, dar cu siguranță va trebui să depășească jumatea ca să poate solicita eliberarea condiționată. Ce mă interesează și vă semnalez și dumneavoastră, pentru că am citit acea minută, a dat-o toată presa, minuta dată în urma acestei sentințe, se spune acolo undeva că timp de 5 ani de la executarea pedepsei, Diaconescu nu poate să facă presă. Deci nu-i reduce alte. Deci nu am urmărit, nu, mă că n-am fost atent dacă are dreptul, celelalte drepturi civile, dar cu siguranță nu are drept, dreptul să facă presă. Nu are dreptul să facă presă. De ce o are? Deci mi s-ar părea, da, n-ai dreptul să zicem să votezi, n-ai dreptul să fii ceva, deci ce, n-ai văzut să ai o funcție politică într-un partid politic, mai ales că el a fost lider mai mult sau mai puțin oficial, n-ai voie să gândești. Dar partea asta cu presa n-ar trebui să fie. E un drept până la urmă și să lucrezi în presă. De ce e să o cotit atât de periculos? Mă gândesc eu și aici cred că are dreptate și a spus-o și el astăzi. I s-a luat televiziunea, i s-a luat partidul, acum i s-a luat libertatea. Pentru ce? Pentru că a vorbit la un moment dat poate prea mult. Sau poate a încurcat pe cineva. Cu siguranță însă, și aici trebuie să remarcăm toți, modelul de presă lansat de Dan Diaconescu din celebra garsonieră din uh, piața romană, apropo, am fost, uh, am ajuns și eu în acea televiziune, n-am fost, n-am fost în emisiune, uh, problema e, uh, e cu altceva, toate televiziunile au preluat modelul acelei televiziuni de apartament, în sensul că uh, a devenit foarte spectaculoasă televiziunea, s-au dus pe ecran toate dramele mai mult sau mai puțin inventate. Uh, apropo de condamnarea lui Dan Diaconescu însă, șantajul uh, rămâne, deși, deși încă o dată, i s-a înca schimbat încadrarea juridică între, uh, de la recurs. Deci, uh, prin recurs i s-a schimbat și încadrarea juridică. Acum, plătește pentru multele lui fapte, mă gândesc doar, gândiți-vă la vremea aceea cu Olchimu, când ne plimba cu televiziunile după el, cu sacii de bani, ba sunt, nu sunt și alte lucruri. Deci, cu siguranță, Dan Diaconescu are multe, să spun așa, și fapte pentru care putea fi condamnat, dar așa se întâmplă de la americani porni și până în ziua de astăzi, te condamnă pentru fapte poate puțin mai mici. în o dată vă spun, șantajul acela se pare de, cu primarul de la de la Arad de undeva, n-am reținut localitatea. Se pare că sunt, deci e o verigă slabă acolo, în sensul că nu există dovezi foarte multe. Asta nu înseamnă că s-ar fi discutat. Dar oricum, sentința se susține de vreme ce e sentință definitivă și vă spuneam. și dacă o comentăm, nu mai influență în justiția, dar n-are rău să mai comentăm. Dan Diaconescu își urmează soarta, iar cei care au învățat televiziune după modelul Dan Diaconescu continuă, bine mersi, în toată presa tabloidă din ziua de astăzi. Păi avem acum foarte multe televiziuni tabloide și aici mă refer la nivel, la nivel central. Mergem mai departe pe un subiect, a zice eu, extrem de, de important. El a apărut, să zicem, în aceste zile, știți că a existat un bilanț DNA al activității în care s-a spus că sunt s-au recuperat, să zicem, niște sume foarte mari, peste 300 de milioane de euro. A existat și o reacție a premierului, cred că când spunea că bine, s-a dat că nu a fost recuperată această sumă, că anaf deci să zicem DNA-ul a dat o pe ANAF și alte instituții că n-au recuperat sumele. E, vreau să vă spun, premierul a avut o poziție pe ce i-a trimis ANAF-ul. anaf, -ul. ANAF -ul, Spune însă că se izbește, ca să recupereze acei bani de care vorbește DNA, se izbește de niște probleme, niște probleme care ar trebui rezolvate. Și, printre altele, specialiștii ANAP spun că lipsa unei baze de date naționale cu deciziile instanțelor, dosare cu autor necunoscut și firme fantomă, absența cumpărătorilor la licitațiile cu bunuri confiscate și persoanele fără venit din închisoare sunt câteva dintre cauzele pentru care recuperarea prejudicilor este scăzută. Deci există și o justificare. Ca să nu vă mai spun, e logic. Adică eu confisc o casă care are, să spunem, valoarea ei de sechestru poate fi, nu știu, 100.000 de, de, euro sau 3-500.000 de, de, euro. Dar când ies o vând, ori nu vin clienții sau și când vin, deci e valoarea de piață care, mai ales în criza aceasta imobiliară, care nu ne-am revenit, face mult mai puțin decât ar fi valoarea ei. Și normal că din ale 300 de milioane de care vorbi, vorbesc procurorii, nu se recuperează decât să zicem jumătate sau ceva de acest gen. Dar până la urmă, din ce mi-am dat eu seama, atât din poziția DNA, care a venit astăzi cu o replică destul de la declarația premierului, deși nu știu, nu știu, și unii și alții, vreau același lucru, să recuperăm mai mulți bani. Deci, nu împiedică nimeni să se pună de acord și ce vrem noi, ca cei condamnați, cei care se fac vinovați, de uh, prejudicii foarte mari uh, de prejudiciu foarte mare adus banilor statului până la urmă, a, banii noștri a tuturor, acești bani să revină acolo unde le e loc. Deci trebuie recuperat prejudiciul. Că sunt vinovați unii, că sunt vinovați alții, deci să se pună de acord eventual premierul să-i aducă la aceeași masă și să se lămurească, sau președintele, și să se lămurească să vedem cum facem ca să recuperăm aceste prejudicii. Că dacă ne certăm prin intermediul presei, e adevărat. E un deliciu, e un titlu super, sau titluri super prin toată presa, dar ne încălzește mai puțin dacă nu recuperăm nici cifre triunfaliste la unii, nici la ceilalți, dacă banii nu revin. Că, cum să vă spun, pot să spun eu că am, că am făcut, am băgat o mie de oameni la închisoare. Ăștia au furat, să spunem, o mie de miliarde. Dacă eu din ăștia o mie recuperez 10%, 15% din sumă, nu mă încălzește cu nimic. Și deocamdată asta e problema, că prejudiciul nu s-a prea recuperat. De fapt, iată ce comunică anaf -ul. În doc, pentru perioada 2010-2012 se află în executare 8.261 de dosare, din care 1.656 dosare doar în 2014. Deocamdată sunt încă în fază de inventariere a sumelor stabilite de instanțe și acoperite prin măsuri asiguratorii, precum și de defalcare de pe unități ale parchetelor, DNA, DICOT, parchete județene. Referitor la recuperarea scăzută a prejudiciului, conduce anaf îl informează pe primul ministru că raportul ANAF-ului către primul ministru a fost asupra cauzelor care, în opinia instituției, împiedică obținerea unor rezultate satisfăcători. satisfăcătoare. Și, cum spuneam, iată, deciziile instanților se comunică direct unităților de administrare, fără a exista o bază de date la nivel național. Avem instrumentări de dosare cu autor necunoscut sau firme fantomă care duc la hotărâri de judecată ce nu pot fi valorificate. Se dispune însă confiscarea și în astfel de cazuri. Asumele se adaugă la totalul despre care vorbim. Totodată avem situații în care motivarea și comunicarea hotărilor de judecată se fac cu destul întârziere, astfel când bunurile ajung să fie vândute până suntem înștiințați că trebuie să le confiscăm. Sunt situații în care comunicarea se face în extras de titlu executorului, ceea ce obligă unitățile fiscale să identifice, să solicite și să obțină documentele complete care au stat la baza cazului respectiv. În procesul cercetării penale, unele măsuri asiguratorii dispuse se transmit pentru ducerea la îndeplinire de către organele MAI și ulterior dispozitivul sentinței se transmite și la organul fiscal. Există chiar și situații în care bunurile mobile sau imobile ce urmează a fi valorificate prin licitație să nu, se pre... să nu prezinte niciun fel de interes, chiar și în condițiile în care prețul de pornire este diminuat cu 50%. Se arată în documentul de la ANAF. Dacă lucrurile stau așa și cred că stau și așa pentru că altfel n-ar avea, nu cred că s-ar desca într-un document oficial să explice asta, uh, trebuie umblat la lege și acele, uh, dau cazul acum, ale Lene Udrea, știți că printre bunurile care s-au pus sub sechestru ca să acopere, acele prejudicii care nu prea știm câte sunt că, sau cât sunt, că ba. 4, ba un milion de euro, ba 4, ba 16, ba că credem noi că ar fi fost atâta sau ceva, încă nu e clar ce și cum. Sechestrul asigurată s-a pus pe unele bunuri ale Elenei Udrea, dar din ce am înțeles, de la avocatul domniei sale care a apărut, striblea care a apărut pe toate televiziunile, Pământul de la Nana, vreo 45 de hectare, nu s-a pus sechestru, ceea ce înseamnă că pot să fie și alte posesiuni care nu s a pus sechestru în această cauză. E, în momentul când le valorifici, mai fac ele atât? Cu siguranță nu. Dar, bine, problema e să știi și ce prejudiciu ai. Că deocamdată suntem pe prejudicii estimate după ce se fac diverse, uh, uh, cum să spun eu, evaluări se, se, întâmplă ca ele să mai scadă sau să mai crească, dar în general se vorbim cu toate, cu, cu totul alte sume. Dar până una alta, vreau să vă spun că legislația trebuie schimbată pe undeva pe aici, că se mai întâmplă un lucru. Procurorii au pus anul acesta, că anul acesta lucrează, a, de, a lucrat de ul la întreaga capacitate, anul acesta mă refer 2014 și început de 2015, și doar în 2014 au asigurat vreo 150 de milioane de euro, sechestru pe suma respectivă. Dar vă dați seama că aceste sechestre nu vor acționa, deci nu vor putea fi valorificate decât când? Când vom ajunge la hotărâre definitivă. Ori, ca să ajungi la hotărâre definitivă, Trebuie să treci, trebuie să, trebuie să mergi pe trimitere, deci să fie trimis dosarul în judecată. Deoarece suntem în fază de urmărire penală. Mergi, trimitere în judecată. Dosarul merge și își face traseul prin mai multe instanțe, pentru că e clar că va urma un recurs. Deci, practic, banii care sunt confiscați în 2014, pro, posibil să fie valorificați în 2017-2018, dacă luăm normalul proceselor din România, o medie de, de 4-5 ani. Uite, luați cazul de Iaconescu, trimis în judecată în 2010, iată, condamnat definitiv în 2015, am dreptate. Dar, apropo de acest lucru, se mai întâmplă și eu. noi vedem oameni bogați că executăm, dar, de foarte multe ori, oamenii respectivi au foarte puține bunuri pe numele lor. Bunuri sunt asigurate pe alte nume. E adevărat că acum am venit uh, cu ideea cu uh, confiscarea extinsă. Da și nu, pentru că uh, se practică uh, într un mod destul de întâmplător uh, această situație și nu cred că se pune, nu cred că se pune problema uh, să se, să se aplice chiar chiar așa. Din nefericire, nu se pune această, această problemă. Suntem la finalul, să spunem așa, unei întregi dezbateri pe tema aceasta cu confiscările, și cred că ar fi ideal până la urmă să vedem, să vedem și alte rezultate. Până atunci. E, știți că în fiecare zi trebuie să avem ceva cu mascați, cu arestări, cu nu știu ce, pentru că asta astea, acestea sunt buletinele de știri. În România normală, până va deveni mai normală țara noastră. E, astăzi, de fapt ieri, l-au săltat mascații pe primarul Ploieștiului, Iulian Bădescu. Astăzi i s-a dat arest preventiv. E, spune domnia sa la ieșirea de la tribunal că este incredibil ce se întâmplă, funcția de primar este considerată acum pericol public. Bădescu a leșinat după ce a făcut declarații în timp ce pleca de la tribunal și atenție, și noapte după reținere a stat tot la spital, tot după un leșin, mai multe cauze medicale. E adevărat că în momentul când vin în contact cu justiția, cam pe toți apugă cauzele medicale, dar Acum, din ce am înțeles eu, îi se reproșează, deci o mită de 300.000 de euro în finanțarea clubului de fotbal petrol. Uh, Rămâneți ca, ca procurorii să demonstreze această acuzație. Mă gândesc că dovezi sunt concludente din moment ce judecătorii au dat și mandat de arestare pentru 30 de zile. Uh, de exemplu, apropo de partea medicală a primarului de Ploiești, reținem un lucru, e o declarație a managerului Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Alexandru Băloi. Acesta spune că lui Bădescu i s-a făcut cităm, i s-a făcut o externare de etapă, ceea ce înseamnă că dacă starea acestuia se depreciază în funcție de anumite sfaturi, atunci, în funcție și de decizia instanței, el poate reveni în spital, fără a mai trece prin procedurile impuse de unitatea de primire urgențe. Uh, și a ajuns din nou la spital, cum spuneam, și. Uh, dar acum e clar că niciunul nu, niciun om din România nu primește, a spune eu, cu. E un șoc de la Dita Maedilu să fii deținutul XY. La fel de adevărat este că funcțiile publice, cel puțin cele de președinte de Consiliu Județean și de primar, au devenit o țintă atât pentru DNA, parchet general DICOT, dar și pentru mafie, pentru că prin aceste lucruri am văzut ce s-a întâmplat, deci s-au făcut extrem de multe afaceri. Primarii noștri, președinții de consiliu de ține au devenit cunoscuții baroni, și asta nu întâmplător, pentru că au, deveni, au avut și foarte multă putere, dar, la același timp și legislația din România cred că este foarte ambiguă. Dar nu o să înțeleg niciodată, când știi că sunt anumite interdicții, cum îți vine firma ta? Deci firma ta îți vine la licitație și mai și câștigă. Sau tu ai relații de afaceri cu Xulescu, gen Nicușor Constantinescu de la, de la Constanța și tu îi dai contracte patronului aluia al pe alte firme. Deci eu sunt asociat cu tine într-o firmă, iar eu îți dau pe altă firma ta, îți dau diverse contracte. Pentru asta e a prins pe majoritatea. Și la ce s-a întâmplat la fel, și la Constanța, și la București, și la Ploiești, și peste tot. La Brașov. Deci, asta e de noaptea minții. Bine, s-a mai întâmplat și prin Gorj, dar probabil la un moment dat se va ajunge și acolo. E vorba de ce o știți cu... În fine, ce vreau să vă spun. Există probleme reale se văd cu ochiul liber, nu trebuie să fii juri să vezi că ăla încalcă legea. Adică ce, ce echidistanță mai ai, licitația e clar trucată din momentul ce câștigă ăla, chiar dacă faci o licitație. Dacă câștigă ăla care e asociat cu mine pe o altă firmă, ce-i crede de bună de Deci ar trebui de la început să nu faci acest, acest lucru. Să nu participi. Dar la noi tocmai așa se participă, că în momentul când ajunge un membru de familie nu neapărat de sânge, membru de familie politică, nu știu, de altă natură, că mai sunt și familii mafiote, să spune și alte chestii, firmele respective încep să prospere, ca dintr-o întâmplare, ai afaceri de, nu știu, de un miliard în anul ăsta, dacă ăla ajunge în funcție, nu mai știu eu pe une, afacerile cresc vertiginos la, la ceilalți. Există metoda și în județul Gorj, cu frați, unul care prinde, să zicem, o funcție publică, celălalt e om de afaceri. Ca din întâmplare, cifrele omului de afaceri, chiar dacă nu au legătură cu ocupația fratelui, cresc vertiginos când ăsta e în funcție. Se poate. Deci nu încape discuție, dar asta nu înseamnă că e și corect. Bun. Vorbim de. Apropo de ce se schimbă, știți că. Se discută acum pe un nou cod fiscal care s-ar putea să fie asumat chiar în luna martie, pe sfârșitul lunii martie de guvern printr-o uh, asumare a răspunderii. Uh, vreau să vă spun că pe codul fiscal a declarat astăzi ministrul finanțelor că uh, până în prezent peste 1.000 de amendamente la codul fiscal și la codul de procedură fiscală au fost uh, date. Destul de interesant, deci lumea e preocupată, dar înseamnă că proiectul este și nu este viabil. Pe o parte este viabil, a stănit interesul foarte, la foarte mulți, pe de altă parte o mie de amendamente înseamnă cam mult, adică e, mult de, e foarte mult de schimbat. Pentru că dacă faci o mie de asta și codul fiscal câte articole să aibă câteva sute, deci de, deja sunt, zic eu, destul de multe probleme. Tot astăzi, guvernul a aprobat un alt normativ prin care companiile din industria de apărare să poată păstra personalul și în perioadele neacoperite de contracte. Interesantă această decizie, dar practic ea se poate aplica când? În general în lunile de iarnă. Deci până la iarnă e mult. Acum ies din că vine și probabil vor apare și comenzile. Și până la. Iar, toamnă, iarnă, primăvara, viitoare, cine știe ce s-o mai întâmpla. Bine, industria de apărare a rămas și în mijlocul verii fără comenzi, așa că este o, este o, mare, este o mare problemă. Uh, apropo de, uh, de știrile de astăzi, uh, trebuie spus uh, și tot o știre dinspre finanțe, că reducerea TVA va fi anunțată cu o lună înainte de a fi aplicată. Dar vreau să vă spun că nu mai este 1 ianuarie, ci ea va fi devansată. Probabil, deci după părerea Ministrului de Finanțe, va fi chiar înainte de luna noiembrie. Știți că se lansase o variantă să coboare TVA-ul de la 1 noiembrie, deci mai întâi 1 ianuarie, după aceea, după ce a apărut programul liberal, s-a zis că poate veni înainte de 1 ianuarie sau tot atunci în perioada respectivă, la 1 noiembrie. Și acum iată că se avansează o dată și mai, mai apropiată, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că reducerea TVA-ului cu 4 puncte procentuale ar stimula economia. Deci gândiți-vă că la un milion se plătește în momentul de față 240 de, 240 de mii sau la 100 de lei, 24 de lei dai la stat. Când o să dai doar 20, e o, e ceva, mai ales la sumele mari cu care lucrează firmele, înseamnă ceva, un ajutor un ajutor destul de mare. Uh, trecem, să, să zicem așa, spre alte subiecte, unele care ajung inclusiv în preajma noastră, pentru că după ce ne oprim la Severin vom veni și în Gorj, că sunt, uh, sunt și aici destul de multe subiecte. Uh, ne referim la Severin pentru care are legătură și cu Gorjul, o să vedeți. Uh, de pe 10 martie, agenții economici și locuitorii din drobeta turnul Severin rămân fără apă, caldă și căldură. Regia autonomă pentru activități nucleare, RANU, anunțând că nu mai are fonduri pentru materia primă, stocurile actuale fiind folosite pentru funcționarea instalațiilor care ar pune în pericol populația orașului dacă ar fi op oprite necontrolat. Reprezentanții Regiei Autonome pentru Activități Nucleare au anunțat miercuri într-un comunicat de presă că unitatea aflată în insolvență nu dispune de fonduri pentru achiziționarea de cărbune energetic necesar furnizării agentului termic din oraș. De asemenea, nu sunt bani nici pentru material și piese de schimb, strin necesare funcționării în condiții de siguranță, există riscul de întrerupere a agentului termic. Totodată, reprezentanții companiei atrag atenția că în cazul în care nu se fac economii la consumul de cărbune, există riscul producerii unei situații de urgență cu consecințe grave asupra populației. Astfel, stocurile de materie primă existente vor fi folosite pentru funcționarea instalațiilor platformei Romac Prod, care vehiculează hidrogen sulfurat și care, dacă ar fi oprite brusc, ar putea produce o deflagrație. Să... Apropo de cărbune, știți că cărbunele de la RAN vine de la Târgu Jiu, iar noi de la, practic de la întâi, am dat aceasta. Nu mai livrăm pentru că nu se livrează fără bani. Acum, problema e să se găsească la guvern bani, să le dea ranului să cumpere cărbune de la Târgu Jiu, nu să venim cu o soluție prin Ministerul Energiei, în sensul că CO-ul să livreze în continuare cărbune și noi ne luăm noi banii la sfântul aștept. Deci, așa ar fi normal. Uh, în o beta nu se venim, că aici e problema și de asta cred că se va căuta o soluție. Uh, Într-o perioadă nu se vin toate instituțiile publice, unitățile de învățământ, spitalul județean și secțiile externe, dar și 36.000 de, de locuințe, primesc apă, caldă și căldură prin cele 66 de puncte termice ale ranului. Uh, deci, e o catastrofă totul să rămâi în 10 martie, când iată că deja de mâine, și o să vorbim puțin și de codul galben care ne vizează. Uh, vremea se răcește iar foarte mult, vremea este urâtă în zona noastră și va mai rămâne pentru că inclusiv sărbătoarele pascale sunt anunțate cu o vreme nu prea caldă și extrem de ploioasă, să rămâi fără căldură și mai ales, atenție, fără apă caldă. Suntem în epoca contemporană, în, în secolul 21. să rămâi fără apă caldă la bloc e destul foarte dificil. Deci, cred că o soluție se va găsi. Problema că soluția, vă spuneam încă o dată, să nu viseze ca și până acum. Livrați voi acolo că vă dăm noi banii, găsim noi o soție și o să vă primiți banii la Sfântul Așa. Și apoi zic, a, ce oule, tu ești nerentabil pentru că nu ți-ai recuperat banii, dar tu de fapt ai livrat că așa a fost ordinul pe unitate. Cum așa s-a întâmplat și la uh, Vâlcea, și pe la termocentralele acelea, Oradea și mai știu ce, Arad și toate celelalte. Până aia și-au făcut tehnologizare, Deci, trebuie să găsită o soluție la guvern, dar vă spuneam, această soluție să nu implice uh, pomeni din partea gorjului, pentru că nu știu dacă își mai permite gorjul să mai facă pomeni la, la, acest, uh, la acest nivel. Uh, Vă spuneam apropo de, de, acest lucru că venim, venim spre Gorj. Începem cu știr, o știre importantă, a spune eu. Începând de mâine, intrăm pe un, pe un cod galben de vremea rea și care se va întinde pe două zile. De fapt vreau să vă spun că e, suntem pe un cod galben de inundații și deși de, din punct de vedere hidrologic. Deci hidrologii au emis cod galben de inundații pe râuri din județele Cara, Severin, Timiș, Mehedin, Gor și Dolj de joi până sâmbăt. Putând să apară scurge importante pe versanți Storen și Păraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Deci pe, e vorba de jiu în privința gorjului, nu și alte, alte zone. Dar știți cum, că de fiecare dată am mai avut și surprize. Deci, apropo de codul acum de vremea, el intră joi la ora 13 și rămâne până vineri la ora 16, dar știți că hidrologic se duce mai mult, și vizează 24 de județe, printre care, bineînțeles, și gorju. Dar vreau să vă spun că atenționarea, va, deci vineri, se va extinde și ea până sâmbătă. Deci, vin vremuri, e, e o vreme rea pentru mai multe zile în, în județul Gorj, Așa că, bine, autoritățile au luat uh, și măsuri în consecință. De exemplu, ISU a și dat un uh, comunicat pe toate instituțiile publice, primăriile au fost avertizate. Deci, e, sunt câteva zile mai grele care trebuie depășite. De fapt, cred că este ultimul zvâgnet al, uh, al iernii. Ne dorim asta, deși, cum vă spuneam, vremea rea nu e nu ne va părăsi uh, uh, foarte foarte curând. În momentul când vorbești e, când vorbești de gorj, cu siguranță subiectul principal este este situația din CO. Mâine odată cu codul galben de la Târgu Jiu va fi și un meeting, uh, un nou meeting după ce se vor întâlni, să spunem așa, la conciliere, pentru că s-a declanșat conflictul, federațiile uh, au declanșat conflict de muncă, FNM-ul în special, și uh, cu administrația companiei, deci probabil că vom avea un... Uh, deci după această, dacă nu se ajunge la o înțelegere, dar cu siguranță meetingul e convocat, aprobările sunt luate, deci cu siguranță vom avea și acel meeting, chiar pentru o vreme rea. Ne vom, vom reveni la situația din ceo. Ne vom referi acum la scandalul, pentru că apar periodic as, asemenea scandaluri. Un nou scandal la spitalul de la Târgu Jiu. Am tot avut peste tot și inclusiv și la Târgu Jiu. Familia unei tinere de 28 de ani vrea să reclame la poliție medicii de la spitalul județean Târgu Jiu. Tânăra de 28 de ani cu handicap a ajuns la spital acum câteva zile cu febră. Medicii au spus că are pneumonie și a fost internată la secția boli infecțioase. Ulterior, starea tinei s-a agravat și a fost transferată la reanimare, iar ieri dimineața a decedat. Părinții spun că fata a murit din cauza medicilor și vor să facă plângere la uh, poliție. Spuneam, uh, din nefericire, în spitalele din Gorj se întâmplă foarte multe lucruri și de acest gen. Bine, se întâmplă în toată țara sistemul sanitar românesc este la limita de avarie uh, și cred, deci cred că în primul rând e lipsa de posturi, știți, uh, de doctori, foarte mulți pleacă afară, uh, cei tineri nici nu mai ajung prin țară, deci pleacă direct după ce au terminat facultatea, deci România are puțin medici la acest moment, iar cei care sunt, de multe ori nu și dau silința cât ar trebui să fac. Ați văzut se anchetează la vaslui acel caz, dar oare se întâmplă doar la vaslui, în sensul că cei care acolo era un caz în care ce s-a întâmplase, femeia respectivă care treia să nască n-a avut cu cine pentru că medicii nu refuza refuzau să orice intervenție, asistente dacă nu primeau bani. Din nefericire, din nefericire spun, se întâmplă aceste lucruri prin foarte multe locuri. Sistemul sanitar suferă la acest moment de o lipsă cronică de investiții, aparatură depășită de mult, lipsa specialiștilor și corupție generalizată. Corupție generalizată nu mă refer în autoritate, să zicem, conducere și subalteni, ci mai ales acolo e problema între medici și pacienți. Uh, și cu atât mai problematică este această situație, cu cât uh, și mi-a explicat la un moment dat uh, un medic de familie foarte cunoscut în Târgu Jiu, îmi spunea și că, domne, noi medicii de familie am ajuns în situația să facem un fel de protecție socială. Și că dacă la mine, cu ani în urmă, veneau și aduceau și la mine diverse chestii, cum duc la orice medii românul, că e, nu neapărat că îl condiționez, dar face acest lucru, acum rare ori când mai vine cineva, vă pentru că e pe lista mea. Și ce are treabă cu mine? De multe ori nu mă întreabă. Nu vine decât să-i dau o trimitere sau să-i dau o reducere pe rețetă de la un medic specialist. Practic, noi, spunea el, ne deprofesionalizăm cu acest lucru, efectiv, ești un fel de asistentă care scrie niște rețete sau face o trimitere și, bineînțeles, birocrația de rigoare cu înscrierea pe calculator și toate celelalte, în timp ce medicul specialist ia caimacul, dar îl ia acum fără o preocupare deosebită. Sunt și puțini, dar nici nu-și dau silința cum ar trebui să dea, deci cu diagnostice ciudate și am avut destul cazuri la Târgu Jiu din nefericire, cum, cum încoată spun și în toată țara, și nimeni nu intervine. Deci ne, complăcem în continu, ne complacem în continuare în această situație. Bun, o să ziceți ce ar fi de făcut. Vă spun, soluția ar putea fi găsită foarte ușor. Adică, o mărire substanțială a salariilor în sistem și o instituție, deși sunt suficiente este de acum, care să urmărească la sânge corupția din sistem. Deci, în momentul când îi dai un salariu mai mare și asistent, și sorii, și asistentei, și medicului, dau un salariu substanțial, adică dacă vorbim de medici de medici și la nivelul actual, măcar să-l dublăm, dacă ținem cont de ce se întâmplă la cei care pleacă, că pleacă pe 4, 5, 6 mii de euro pe lună medicii din România, dar să-i dăm măcar dublu cât are acum, că nu ajunge Deci uneva cu vechime și undeva la Medicii de familie, într-adevăr, dacă au pacienți mulți, se duc la sume mai mari. Dar medicul specialist, din câte am înțeles, e undeva, măia, cu vechime mare, 30-30 și ceva de milioane, deci nu e o lei vechi. Nu e o sumă foarte mare. Dacă s-ar măcar s-ar dubla, tot ar fi ceva. Și condiții drastice pentru România, în care în momentul când l-ai prins, poți să, deci, să iei măsurile de rigoare. Așa, nu vom face nimic nimic niciodată, ne vom văita în continuare de sistem și vom băga banii în acest sistem. Sau mai este o variantă care se poate aplica mult mai ușor. Finanțăm doar sistemul de urgență, care de bine de rău merge mai bine decât restul, și din banii noștri, iar restul banilor rămân la pacient în buzunar și merge în sistemul privat. Adică facem clinici private în care te duci și plătești consultația, dar știi bine pentru ce plătești. Pentru că în acest moment plătești odată contribuția la sănătate și mai plătești din buzunar orice mic serviciu. Deci atenție, nu e vorba de cel care... Că fiecare dintre noi au trecut pe la, a trecut pe la medii și ești mulțumit de ce se face sau vrei să-l convingi pe ăla să-și dea silința și mai mult. Dar nu condiționat din păcate la noi, și aici se nasc dramele, se condiționează acea intervenție. Nu vă mai spun ce înseamnă o naștere, că la Târgu Jiu ea înseamnă câteva mii de lei, lei noi, atenție, date ca pagă pe la doctor, asistentă, în fine, ca să naști la Târgu Jiu. În alte orașe sumele sunt mult mai mari. Dar măcar să ai garanția că nu se întâmplă nimic. Și din păcate cu aparatura de la gorj de multe ori există și riscul ăsta nu neapărat din vina medicului sau cum e. Deci de ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că le cunoașteți cu siguranță și dumneavoastră. Vă izbiți de ele. Deci cred că în medicina, în restul medicinei, cred că ar trebui să mergem pe, pe sistemul privat pentru că sistemul de stat, iată, la acest moment nu mai este eficient și o simțim cu toți. Da, sistemul de urgență însă trebuie să rămână și vă spuneam, la urgență toată lumea are nevoie, dar citeam și recent faptul că în multe zone din țară pacienții fac altceva. Sar peste medicul de familie, și merg direct la urgență. Adică am o răceală, o viroză puternică. Am nu știu ce, merg direct la urgență. Din două motive. În primul rând, că medicul de familie îl găsești între orele de program, dacă îl găsești, că de regulă din programul unei zile, dacă îl găsești două ore, e mare eveniment. Eventual mai găsești asizant dacă vă spuneam că trebuie să facă doar de acele părți de hârtie care trebuie făcută și te duci la urgență pentru că acolo trebuie să găsești o Adică tu ai nevoie, acum ți s-a făcut rău. Dacă aș spune a doua zi ca să vei la medicul de familie, care de multe ori e în situația de te, te întreabă unde vrei să vă duce să vă dau trimitere. Deci așa sunt medicii de la noi, apropo de deprofesionalizare, cum spunea medicul respectiv, și normal că mergi la urgență. Dar problema urmează după. Și cei care sunt și vă spuneam, asta nu e o problemă doar la Târgu Jiu. E o problemă în toată țara. Ceva trebuie făcut în sistem. Poate începem cu aceste medicamente care ar trebui să se ieftinească de săptămâna viitoare, cel puțin așa ne promite guvernul, și apoi, și apoi să mergem și pe, deci, pe o parte mărire de sau, pe o parte intervenție mai dură a instanțelor, a instanțelor de care se adresează poliție, parchet, nu știu ce, ca să putem să facem ceva în sistem. Pentru că altfel, vă spuneam, sănătatea românilor este în pericol. Este în pericol pentru că sunt malnutriți, ați văzut la nivelul gorjului sunt pro uh, 70 și ceva de copii malnutriți descoperiți. Uh, deci există sărăcie, există multe alte cauze care contribuie la șubrezirea sănătății, stresul și toate celelalte. E, după aceasta intervenția sistemului sanitar este deficitar. Românii de, sunt tot mai puțini, nas mai puțini, suntem din ce în ce mai puțini, pentru că, pentru că mulți pleacă afară, și în condițiile acestea, gândiți-vă că nu se mai poate. Deci dacă, ca să nu riscăm ca peste, nu știu, o generație, știți că din punct de vedere istoric o generație ține 30 de ani, s-ar putea ca în 2050, să spunem așa, să fim cu câteva milioane mai puțin decât suntem acum. E bine? E rău? Deci, trebuie să facem ceva. Bun, am trecut peste sistemul sanitar și am promis că mă întorc la situația din CO uh, și dintr-un uh, dintr alt motiv uh, este războiul liderul de sindicat acum sunt cei care au semnat acordul duminică cu COU, care vreo 10 lideri care au spart unitatea sindicală care atenție potrivit cotidianului Panduru au fost recompensați cu posturi bune în complex. Mai exact, cei 10 lideri care au semnat vor fi coptați în departamentul relații cu comunitatea condus de Ion Rușeț. Un lider sindical de la Huznicioara, Paul Constantinescu, a declarat că în locul postului de inspector social vor apărea departamente în toate zonele unde CEO își desfășoară activitatea, iar liderii le vor conduce. Cu alte cuvinte, liderii care și-au trădat membrii de sindicat, spune Panduru, vor fi și șefi în subordinea directorilor Ciurel și Rușeț. Uh, ca și idee, nu mi se pare nimic ne la locul lui, în sensul ca un lider sindical să nu mai fie inspector social ciudată, ciudată situație, nu prea știi cu ce se ocupă efectiv, și să fie într-o relație cu comunitatea, adică o relație atât cu salariații, dar și cu oamenii din preașmă, pentru că e nevoie de chestia asta, știți că e blocat perimetrul minier în foarte multe zone din, din județ. Pe de altă parte, Așa e viața sindicală. Mie situația din CO nu mi s-a părut niciodată normală cu liderii sindicali. Adică, avem sindicate și sunt foarte mulți lideri de sindical în, în județ, în CO, la 19.000 de oameni, probabil, și nu exagerez, sunt câteva sute bune de lideri. Ei bine, bine, cei care beneficiază de aceste funcții sunt mult mai puțini, câteva zeci. Dar, mi s-ar părea normal ca liderul care negociază cu administrația pentru oamenii lui să nu fie angajat UCO, adică să fie plătit din banii sindicatului. Avem sindicate cu mulți membri, adică sindicate care au o mie și ceva de membri, două mii și ceva, trei mii și ceva. Adică și-ar putea permite aceste sindicate ca măcar liderul cel mare al fiecăruia să nu fie, ăia care îi vedeți dumneavoastră pe la televizor, Uh, să nu fie plătiți de ce, să nu fie plătiți de CO. Pentru că în momentul când sunt plătiți de CO, automat angajatorul poate pune și condiții. Deci te plimbă de colo colo, n-am nevoie de tine la Motru, am nevoie de tine la Jilț, n-am nevoie de tine la Jilț, am nevoie de tine cum era Berbești înainte sau nu știu ce. E o mare o mare problemă din acest punct de vedere și vă spuneam, nu știu cât pot să stea liderii aceștia verticali în fața administrației dacă locul lor de muncă depinde de administrație. Acum, liderii respectivi, cei care sunt socotiți, așa, socotiți strădători, deși avem o problemă și în privința asta, pentru că se pare că aceste acorduri care nu prea stau în picioare pe relația cu ITM-ul pot sta în picioare pe relația administrație sindicate și liderii respectiv spun, domnule, noi n-am trădat, mergem în continuare la negocieri, dar am semnat acest acord pe ideea să ne luăm primele, cele trei prime care se vor da, Paște, ziua patronatului, Sfânta Varvara sau care e în, așa, și de sărbătorile de iarnă. iar acel CCM încă nu nu s-a încheiat. Acum vom vedea, odată, presiunea. Presiunea foarte mare din partea din partea celorlalți salariați pentru că cele 10 sindicate sunt undeva în jur la 1000, spune administrația, undeva în jur la 5000, spun ceilalți sindicaliști. Deci nu reprezintă jumătate, nici măcar jumătate. Forța este în partea cealaltă. Problema este că, deci s-a rupt și asta e ruptă de vreo 2 ani de acum, s-a rupt unitatea sindicală. Știți, când se negocia doar cu Marin Condescu, nimeni nu mișca în front. Forța lui era și de obicei se impuneau. Acum sunt mulți lideri, fiecare cu interesele lui și automat apar apar probleme. Nu înseamnă că înainte era ok și acum nu. Dar, vă spuneam, pentru drepturile salariaților, problemele, problemele sunt, destul, sunt destul de mari. Și mai este un obiectiv anunțat, îl vedem și în presa de astăzi, directorul jurărilor vrea în continuare să-și facă sindicat majoritar la nivelul companiei și, și se pare că acest lucru se face în jurul sindicatelor care au semnat acordul. Deci om trăi și om vedea, dar lucrurile nu prea sunt în regulă în continuare și cine știe ce se va mai întâmpla în, în momentul acesta ce se va mai întâmpla în domeniul minier. Suntem pe final de emisiune. Apropo de, de știri, vă spuneam aseară de Petrofac, au fost ieri niște întâlniri, se pare că oamenii merg spre șomaj din nefericire, OMV-ul nu cred că poate să-i preia. Aflăm că printre alte, să spunem așa, știri uh, și ne întoarcem la CO, directorii Medințu și Petroniu, posturile lor sunt scoase din nou la concurs. Am și o întrebare, poate sunt rău, dar un om de 70 de ani mai poate să reprezinte compania, așa, ca manager, ca asta să meargă să dea un concurs? Întrebare întrebătoare, că rămân doar cu întrebarea, nu? Mulțumesc pentru atenție, ne vedem abia luni pentru că între timp sunt evenimente în desfășurare și televiziunea asta va fi prezentă la ele, ne întâlnim luni la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!